Salut, sunt Ștefan de la Smart Home System și astăzi vă voi prezenta de ce promovăm iluminatul dimabil în proiectele noastre rezidențiale de automatizare. Pentru cei care nu știu, iluminatul dimabil constă în varierea intensității luminoase a unor surse de lumină de la 0 la 100%. În proiectele noastre de automatizare încercăm să promovăm acest tip de control al iluminatului pentru că are un impact foarte mare în ridicarea nivelului de confort. Cea mai dorită funcție de către clienții noștri constă în controlul iluminatului dimabil automat, în funcție de prezență, în funcție de valoarea intensității luminoase citite de sistem într-o anumită zonă și intervalul orar. Astfel, dacă merge dimineața la baie, iar valoarea citită de către sistem a intensității luminoase este suficientă, acesta nu va aprinde becurile. Dacă mergem seara și va fi nevoie de lumină, sistemul va aprinde becurile. Iar partea interesantă este noaptea, în momentul în care sistemul va încerca să aprindă becurile la o intensitate luminoasă de 30% pentru a nu vă trezi. Vă spun din experiență că această funcție este senzațională și cu siguranță ridică nivelul confortului în orice locuință. Dacă avem instalat și senzori care citesc intensitatea luminoasă dintr-o anumită încăpere și circuite dimabile, putem activa funcția de constant lighting. Constant lighting sau controlul constant al intensității luminoase este o strategie de control al sistemului de automatizare care încearcă permanent să compenseze lumina naturală prin varierea de la 0 la 100% a luminii artificiale, având la bază un set point prestabilit al intensității luminoase. Eventual vom aborda acest subiect mult mai în detaliu într-un alt video. De asemenea, dacă dorim să creăm o ambianță perfectă pentru vizualizarea unui film, putem programa un buton care să activeze scenariul Cinema Mode. Astfel, printr-o singură apăsare de buton, sistemul va seta automat toate circuitele dimabile din această zonă la valorile dorite de către client. Bineînțeles că pe lângă iluminat, sistemul va controla jaluzelele, proiectorul, ecranul de proiecție și chiar și ventilația, dar în acest video ne vom focusa mai mult pe iluminatul dimabil. Este clar faptul că dimarea circuitelor de iluminat în proiectele rezidențiale devine o normalitate, iar simplul on-off nu mai este de ajuns. Dacă vrei să afli mai multe despre sistemele de automatizare de tip Smart Home, te aștept în secțiunea de comentarii, iar dacă ți-a plăcut acest video, abonează-te la canalul nostru de YouTube folosind butonul de subscribe. Până data viitoare, vă așteptăm și pe site-ul nostru smarthomesystems.ro pentru a afla mai multe informații despre sistemele profesionale de tip Smart Home.